În primul rând e vorba de Alin Tișe, Consiliul Județean Cluj, mulțumesc. Apoi Universitatea Babeș Bolyai și domnul Andrei Marga. Muzeul de artă care găzduiește meeting point-ul festivalului, loc unde se adună cam toată lumea, mulțumesc lui Călin Stegerean. Apoi Universității de Artă și Design, le mulțumesc mult lui Radu Solovăstru, Elenei Basostănescu și Lucian Broscățean pentru ceva despre care o să vă vorbesc în câteva minute. Și Inspectoratului Școlar Județean Cluj, doamnelor Anca Hodorogea și Daniela Sălăgean, pentru că împreună cu ei de anul trecut reușim să aducem copii din Cluj, dar nu numai din Cluj, la filme în timpul dimineții sau al prânzului. Mulțumesc! De asemenea, e primul an și aș vrea să marchez lucrul ăsta când festivalul e sprijinit în mod foarte substanțial de către Institutul Cultural Român și e un lucru extrem de important pentru că ICR de câțiva ani și-a făcut o tradiție în a sprijini proiecte importante, valoroase. Aș vrea să-i mulțumesc aici celei care a prins scânteia, Corina Șuteu, director ICR New York. Mulțumesc, Corina! Aș vrea acum să vă prezint juriul festivalului. Cei care au sosit de astăzi, o parte vor veni zilele următoare. În primul rând e vorba de cel care a câștigat anul trecut premiul de regie la TIFF, regizorul pe atunci al filmului Kabuli Kid, regizorul Barmak Akram. Barmak, where are you? Apoi criticul de film, jurnalistul Martin Blaney. Iar colegilor de juriu, actrița Monica Brlădeanu, Cristina Dolhofer, vor veni mâine și poimâine în Cluj. De asemenea, juriul presei străine, juriul Fipresci, aș vrea să-i prezint pe Josefina Sartora din Portugalia, Carmen Gray din Marea Britanie și Mihai Fulger din România.